Stimate domnule academician Alexei Simașchevici, stimate domnule consilier al președintelui Republicii Moldova, Corneliu Popuici, stimați membri ai Academiei, onorată asistență, distinși oaspeți, am o deosebită plăcere și onoare să deschid acest eveniment de lecturi academice dedicat omagierii ilustrului savant, pedagog Alexei Simașchevici. Stimate domnule academician, după cum am menționat anterior, două numere frumoase ne-au făcut să ne adunăm astăzi la acest eveniment, 90 și 65. 90 este numărul care denotă onorabila și frumoasă vârstă a domnului academician și numai puțin impresionantul 65, care consemnează anii de activitate științifico-didactică. Stimate domnule academician, răsfoind o colecție de imagini și amintiri din arhiva dumneavoastră personală, pe care cu amabilitate ne-ați pus-o la dispoziție, am ajuns la concluzia că cu adevărat a existat o providență care v-a trasat soarta, făcând totul ca să deveniți un notoriu cercetător și profesor. V-ați petrecut copilăria în centrul Chișinăului, nu departe de acest loc unde urma pe viitor să fie edificată clădirea Academiei de Științe. Uitându-mă prin acele fotografii, am rămas cu impresia că în Basarabia interbelică ați avut o copilărie frumoasă, plină de soare, plină de dragoste. V-ați remarcat prin dragoste de carte încă din primii ani de școală. Și avem aici, pe masa prezidiului, patru distinții, patru medalii pe care elevul de atunci, Alexei Simașchevici, pentru merite deosebite în învățătură, le-a obținut din partea Ministerului Instrucțiunii. În pauză, cred că o să vă puteți apropia și o să le vedeți. Sunt premii întâi cu chipul regelui Carol, cu toate atribuțiile respective. Anii de război care v-au prins într-o tabără de vară la Odessa v-au schimbat acea soartă fericită, acea copilărie imaculată de care v-ați bucurat până atunci. V-a despărțit de familie împreună cu elevii din tabără. Ați urcat într-un tren, urmând calea evacuării, dar a intervenit providența. Poate cu un lucru nefast, că domnul sau copilul Alexei Simașchevici de atunci s-a îmbolnăvit, l-au coborât din tren la o stație intermediară ca să-i acorde îngrijiri medicale, trenul a mers mai departe, a fost bombardat și toți care erau au decedat. Deci, providența l-a salvat pe Alexei Simașchevici ca să-l avem astăzi alături de noi, ca să devină cel care a devenit doctor în științe fizico-matematice, cu doctoratul susținut în Vilnius, Lituania, apoi doctor habilitat, cu cel de-al doilea doctorat susținut în Sankt Petersburg, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe și membru titular. Posturile deținute sunt și ele impresionante. Activitatea dumneavoastră, cea de 65 de ani, ați dedicat-o în egală măsură Universității de Stat, Academiei de Științe, împreună cu Institutul de Fizică Aplicată. Ați început cariera în calitate de asistent,
la facultatea de fizică și matematică, cum se numea pe atunci, devenind în curând șef al catedrei de fizică a semiconductorilor. O să deruleze pe parcurs o serie de imagini, o să vedeți și o fotografie a catedrei și vă rog să atrageți atenția la acel comentariu făcut de domnul academician. Foarte simplu, catedra noastră. Cu asta e spus tot, asta caracterizează atitudinea dumneavoastră față de acel colectiv, față de activitatea didactică. În cadrul Academiei a fost invitat de către academicianul Andru Nachievici, care era pe atunci vicepreședinte, să dețină postul de academician coordonator. Colegii care cunosc acele evenimente mi-au povestit că domnul Simașchievici avea mari dubii să accepte acest post sau nu. Dânsul universitar cu o mare practică înrădăcinat acolo și să-și schimbe postul pe o astfel de funcție. Și din nou îi suntem recunoscători providenței că dumnealui a acceptat acea propunere, a fost ales în postul de academician coordonator al secției de științe matematice, fizice și tehnice, din care a făcut parte și institutul în care eu lucram pe atunci. Și vreau să vă spun că venirea dumneavoastră în acest post a adus o atmosferă de înțelepciune, de fermitate în luarea deciziilor și de mare bunătate, ceea ce cred că îl caracterizează pe dumnealui și în calitate de cercetător, și în calitate de conducător, și în calitate de om. A avut o intuiție deosebită în alegerea domeniilor de cercetare. Să ne amintim că cercetarea a început-o în mijlocul anilor 50, când fizica era în vogă, când cineva, da, poate visele de pe atunci a tinerilor se împărțeau în două categorii, să devii artist sau să devii fizician. Și în acest domeniu, dumnealui a avut intuiția să aleagă o direcție foarte importantă, cea a materialelor semiconductoare, unde a avut succese remarcabile. O să vorbească colegii din domeniu cu mult mai bine ca mine decât ceea ce aș putea să spun eu. Cel de al doilea domeniu, dar interconectat, a fost fotovoltaica, conversia energiei solare, din nou în cercetări începute pe vremurile când încă nu exista termenul de energie regenerabilă, de energie verde, a avut o intuiție extraordinară, a ales acest domeniu și care cercetările în cadrul căreia s-au soldat cu mari succese. Nu putem număra astăzi rezultatele dumnealui materializate în peste 600 de lucrări științifice, inclusiv 5 monografii și 6 manuale universitare, 30 de brevete, multe dintre care le puteți vedea la expoziția lucrărilor dumnealui, pe care o avem amenajată pe hol. Cea mai importantă, din punctul meu de vedere, realizarea a domnului academician este fondarea școlii științifice din Republica Moldova în domeniul materialelor semiconductoare de tip 2-6 și a heterostructurilor în baza lor. În perioada aflării profesorului Simașchievici în fruntea catedrii au fost susținute 7 teze de doctor habilitat și peste 50 de teze de doctor. Sub nemijlocita conducere a domnului academician au fost susținute 25 de teze. Deci un număr impunător care ne vorbește despre o existență unei adevărate școli științifice. Are mai multe distincții. Am trecut aici în listă doar câteva din ele și
pe lângă toate acestea, cred că cei de la care ține foarte mult și cu care se mândrește sunt acestea despre care v-am vorbit, distincțiile școlare, premiile din perioada când era elev și care ne demonstrează că tendința de a cerceta, de a studia, de a fi cel mai bun, i-a fost caracteristică încă de pe atunci. În biroul dumnealui, de la secția de științe matematice, fizice și tehnice, am observat un poster pe care era trecut aici, o imagine tabloului Gustav Klimt, Schubert la pian, deci poster care a fost folosit în cadrul Conferinței Internaționale de Conversie a Energiei Solare din Viena, la care domnul academician a participat. Și atâta căldură, atâta lumină emană acest tablou, m-am gândit că îl putem caracteriza și pe domnul academician Simașkevici ca un om al luminii, ca un om al căldurii. Un adevărat senior al culturii, așa cum și-a intitulat volumul academicianul Gheorghe Păun din România, unde este și un capitol dedicat academicianului Alexei Simașkevici. Din partea Prezidiului Academiei de Științe, colegilor, vă aduc cele mai sincere felicitări și vă urez mulți ani, domnul academician. O să urc eu încolo, da? Prin decizia Prezidiului, domnului academician Simașkevici îi este decernată medalia Meritul Științific. Să dea citire și unui mesaj de felicitare din partea președintelui Academiei de Științe. Onorată asistență, transmit cele mai sincere felicitări și urări de bine domnul academician Alexei Simașkevici cu ocazia frumoasei aniversări. Prin atitudine, perseverență, devotament, corectitudine, dar și prin realizări recunoscute în țară și peste hotare, dumnealui s-a impus ca un savant de cea mai înaltă valoare și mentor de excepție, astăzi demonstrând că aceste calități alese pot fi cu succes transmise generațiilor tine și la vârsta onorabilă de 90 de ani. Cam greu să pronunț vârsta aceasta de 90 de ani pe care dumneavoastră nu o prezentați deloc. La mulți ani, mult stimate domnule academician Alexei Simașkevici, cu deosebite considerațiune, academicianul Ion Tigineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Îi ofer cuvântul consilierului președintelui Republicii Moldova, domnului Corneliu Popovici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am deosebită onoare să mă aflu permanent, adică am, când sunt aici la Academie de Știință,
prima dată când am vorbit în fața tuturor academicienilor, a fost practic 2 ani în urmă și am discutat într-un anumit context. Vreau să mă folosesc de acest moment și să spun că noi, cei de la președinție și președintele special, urmărește procesele care se trec în Academia de Știință. Noi considerăm că reforma în Academie trebuie să aibă loc și trebuia să aibă loc, dar nu în varianta care s-a petrecut. De aceea și în 17, când am blocat, nu au fost promulgate modificările la cod, cred eu că am procedat corect. Deoarece o schimbare în cadrul Academiei poate fi făcută doar cu participarea activă a academicienilor. Sunt, folosindu-mă de ocazie, vreau să vă spun că noi vom insista asupra readucerii la normalitate a codului, în special la capitolul revenirii pârghiilor reale la Academie în ceea ce privește efectuarea cercetărilor. Mă refer la institute de cercetare. Și experiența pe care am studiat-o în ultima perioadă, inclusiv experiența și legislația românească, demonstrează că o Academie de Știință, dar și cea rusă, nu este funcțională dacă nu are aceste instrumente. Ca de obicei, vreau să fac o glumă aici la Academie, pentru că 2 ani în urmă vorbeam despre, cine ține minte, despre paharul de apă, care vrea să mă servească cineva, și în ajun de veni la eveniment, apropo, un fizician mi-a scris un mesaj, mi-a spus: domnule Poici, să nu beți apă la Academie, pentru că există anumite riscuri. La care eu spun: domnule academician, cu tare, dumneavoastră sunteți fizician, credeți în mistică? La care el spune: eu sunt materialist, eu nu cred în mistică, dar vă sfătuiesc să nu beți. Și respectiv aici noi am discutat, am vorbit, cineva din sală a spus: da, e foarte bine. Cred eu că mistica în cadrul Academiei cu timpul va dispărea, deși am înțeles că ieri s-a petrecut iar din nou un caz mistic pe holul etajului 2. Dar totul este ok. Să fim, să spun așa, realiști, dacă nu materialiști. Doamnelor și domnilor, astăzi dimineață noi am discutat cu șeful statului vizita mea la Academie și am discutat, eu l-am informat pe președinte despre realizările de ultimă oră și în special am axat atenția la evenimentul de astăzi. De aceea domnul președinte al țării, domnul Igor Dodon, m-a rugat, ținând cont de situația care este la moment în țară, el nu a putut veni personal, m-a rugat să fiu prezent aici și să transmit în numele șefului statului un mesaj pentru mult stimatul domnul academician Alexei Șmășchevici. De aceea dați-mi voie să dau citire acestui mesaj. Stimate domnule academician Alexei Șmășchevici, îmi face o deosebită plăcere să vă felicit cordial cu ocazia jubileului onorabil pe care îl marcați 90 de ani de la ziua de naștere și să vă exprim gratitudine pentru contribuția dumneavoastră substanțială la progresul științei autohtone și la promovarea acesteia la nivel internațional, precum și pentru rolul important în dezvoltarea societății noastre. Numele dumneavoastră este cu certitudine unul de referință în Republica Moldova, fundamentat de-a lungul timpului de calități deosebite de savant, profesor, om al cetății. Siguranță în forțele proprii, dragoste și pasiune pentru fizică,
scopuri mărețe stabilite și atinse, exigență față de sine, muncă asiduă, sete nepotolită de a cunoaște exhaustiv domeniul și slujire cu abnegație până la sacrificiu adevărului științific sunt elementele carierei dumneavoastră de succes. Investigațiile sincronizate cu pulsul academic mondial și caracterizate printr-o ținută profesională înaltă sunt deschizătoare de noi direcții de cercetare, toate purtând amprenta renumitei noastre școli științifice care duce faima Republicii Moldova în lumea întreagă. În această zi specială, țin să vă exprim recunoștință și admirație pentru realizările de până acum și pentru vârsta pe care o sărbătoriți. Vă urez sănătate și multe clipe de împlinire personală. Să fiți la fel de prezent și implicat, servind drept model de corectitudine, verticalitate și înțelepciune. La mulți ani, stimate domnule academician, semnează Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Consilier, și îmi permite să-i ofer cuvântul omageatului nostru, domnul academician Alexei Simașchievici. Onorată asistentă, stimate domnule consilier, stimată doamnă aproape președinte a Academiei, dragi colegi, Ați fost studenți, dar acum vă consider numai ca colegi. Și îmi pare foarte bine că văd aici niște fețe pe care le țin minte foarte bine și unii din ei chiar au venit din străinătate pe o zi, eu știu cât sunt de ocupați, să mă felicite aici la Chișinău. Mi-a ușurat foarte mult doamna vicepreședinte. A povestit cât ceva din biografia mea. Eu vreau să vă poate să mai spun câteva cuvinte. Cred că Ion Creangă nu o să mă certe când dacă am să, și nu-i plăgiat că am să spun că am să mă numesc amintit din copilărie. Și încă 10 ani mai, când am avut numai 80, eram tânăr, atunci mi-am dat seama că am trăit în acest oraș timp de câteva, nu știu dacă le numesc eu corect, doamna secretar, să mă corigeze, câteva formații social-politice. M-am născut în timpul regatului României. M-am născut când era regii Mihai. Pe urmă a venit regele Carol. Pe urmă, din nou Mihai. Pe urmă a fost Garda de Fier, a fost Corneliu Zelea Codreanu, au fost
multe evenimente, dar eu nu prea am fost mic și acasă nu se vorbea de politică, nu prea l-am simțit și nici un oraș. În oraș liniște, era un oraș, cum să zic, cosmopolit. Trei limbi erau curente. Limba română, limba rusă și irișul. Și părinții, tata provine dintr-o familie de clericală, domnul profesor Marinciuc, iubitor de istorie, a scotocit arhiva Facultății de Teologie a Universității din Iași. Deci m-a găsit până la un străbunit. Mai departe, încă nu era Facultate de Teologie. Dar eu așa simt că pot să ajung și mai departe. Tot în aceeași comunitate de clerici. Tata a terminat o facultate de teologie, dar pe urmă s-a dus la Cheie și a terminat Institutul de Finanță și a devenit inginer economist. Și ce mă miră pe mine acum, că am trăit 90 de ani în același oraș, mai repet o dată, a fost monarhia, pe urmă a fost socialismul, pe urmă a fost tranziția la capitalism, nu știu, mai continuă, nu mai continuă, acum Academia de Rusă de Discurs, în ce formație suntem noi. Dar ce e principalul? Că m-am născut la 300 de metri de locul unde stăm noi acum. Tata lucra în cooperația basarabiană, era director Bancii Cooperative și avea apartament de serviciu unde țineam avort în Chișinău. Pe urmă această asociație cooperativă s-a transformat în Moldcop. La colț stradă Tighina cu Ștefan cel Mare. Atunci era arestatul cel Bun și tot stradă Tighina, arestatul cel Bun 59. Și copilăria, până la 10 ani, mi-am petrecut-o acolo. Părinții s-au căsătorit deja într-o vârstă mai mare decât acum, poate în vest, tot așa, dar la noi sunt mai ius la întâlniri cu sectul opus. Și de aceea ei s-au grăbit să bage în mine tot ce se poate. La 5 ani vorbeam 3 limbi curent, vorbeam rusa, română și franceză. Și puteam citi povestele Comtesse de Ségur, pentru copii în franceză și toate erau niște povești rusești pentru copii, acum sunt naive, dar pe atunci să zic, nu zic că îmi plăcea. Și ce n-am acceptat? După limba franceză s-a început limba germană, dar limba franceză mi-a predat o domnișoară care venea în fiecare zi și măcar că eram de 3-4 ani, dar totuși simțeam diferența dintre o domnișoară mai tânără și una mai în vârstă. Și când a venit profesoara de limba germană, de acum, atunci eu nu pot să evaluez vârsta, dar cu mult mai. Și s-a început cu franceză la joacă, dar cu germană era învățătură, așa cum a fost și în perioada sovietică, cu gramatica, cu tot, și nu mi-a plăcut deloc. Pe urmă, m-au dus la școala de muzică. Era aici o școală de muzică particulară a profesorului Vsevolod sau Vecislav, am uitat cum a Bulăciov, el era elevul lui Screbin. Era moscovit, a fugit din
Uniunea Sovietică, a creat aici o școală particulară. Și ei, la pian, cum mai sau, dacă se începea solfegiu, adică îmi punea numai notele și trebuiam să cânte eu după notele cele, era ceva strașnic. Și profesorul Bulăciov era încă iubitor a muzicii italiene din perioada de naștere. Și de atunci, țin minte, Tarcoata Tasso era un compozitor italian de acel perioadă și el din elevii școlii, fiecare duminică era un cor care cânta și în loc să mă joc, trebuia să vin la turma, mi-au găsit școala de călărie, asta mi-a plăcut. Au venit tot din niște cazaci cu caii lor, au fugit din Rusia și au creat atunci o școală. Și vreo 2 ani, cât am călărit în jurul unui manez, dar eu vreau să spun că au încercat să bage mine tot. Ceva a mai rămas, ceva n-am acceptat. Școala primară am terminat-o, dar așa s-a întâmplat că la 10 ani a decedat tata. Și s-a schimbat cardinal viața. Apartamentul de serviciu vreau să fie eliberat și tata lucra paralel profesor la liceu comercial din Chișinău și încă eu țin minte că tot timpul vădeau niște expertize și ca să strângă bani să aibă o casă ca pe urmă dacă pleacă de la serviciu să avem unde trăi. Și când a decedat în 39 am trecut acolo. Dar tata a fost asigurat, de la serviciu s-a făcut o primă, mă trăgeam. Dar în 40 s-a schimbat de acum și puterea. A fost confiscate toți banii din bănci, a fost naționalizată casa care a fost cumpărată și nu știu cum să vă spun, până aici, eu consider că s-a terminat copilăria. E o parte a vieții care nu e o jumătate din punct de vedere temporar, dar eu eram, nu zic prea răsfățat, eu poate eram răsfățat, dar nu eram acomodat cu viața de toate zilele. Și fiindcă mama s-a dus din nou când tata lucra, mama stătea acasă. Când tata a decedat, mama s-a dus la locul la care ferată la contabil la policlinica din medicală de la stația Chișinău și i-a propus o foaie de, a povestit doamna puțin, așa da, o foaie de la un lagăr din Odessa. Și prima dată m-am așezat în tren, fiindcă ne mai duceam pe la Bugas, pe la Burnaț, pe la Vatra Dornei, dar împreună cu părinții. M-am pomenit la 15 iunie anul 41 în tren și m-am dus la Odessa. Peste 7 zile s-a început războiul. Noi toți eram din Chișinău, strigam în gura mare, avem acasă, ni s-a spus că în sensul ăsta trenurile nu mai merg și tot personalul de la gara Chișinău este evacuat la Rostov. Eu mi-am memorizat Rostovul, dar s-a întâmplat că am rămas în urmă, s-a dus trenul, am ajuns până la Harkov, acolo m-am vorbit în Scarlatină, am rămas singur și de acolo am devenit în limba română e vagabond, dar în limba rusă desprizornic sună mai bine. Vreo 2 luni așa am umblat din stație în stație împreună
cu armata sovietică care se retrăgea, până în orașul Șahte pe lângă Rostov, m-a prins miliția, m-au așezat în tren și m-au dus la Tashkent. A fost o istorie interesantă, că desigur că toți vreau să mănânce, erau deficit de alimentare. Treceam Volga, pe o parte este Saratov, pe altă parte era orașul Engels, capitala Republicii Nemților de la Volga. Și toți nemții au fost deportați, dar au rămas acolo oile, vacile, dar trebuie să știți cum la un timp războiului. Câte o oră stătea pe loc, câte două, trei ore, și s-au găsit deștepți care au prins o oaie acolo și au făcut niște șarșuri, nu știu ce au făcut acolo, dar am mâncat, poate mâncare prea grasă, și m-am îmbolnăvit de... Așa, este o boală care se numește pilagra. Boala asta o au cercetătorii artici, lipsiți de vitamine. Și acum mi-a nemerit un extras din spital, din Tashkent, și când am arătat medicului la policlinica noastră ce am fost bolnav, el zice că nu trebuie să ajungi până acum cu boala asta, rar cine. Nu știu de ce am rămas eu viu. Și dar m-au ținut la... N-aveau ce face cu mine, m-au ținut la spital, umblam, ajutam medicilor ce puteam să fac, până mi-a venit vârsta ca să mă dea la școală de meserie. Și la școală de meserie, la mecanic de radioficare. Și aici vreau să fac să corigez puțin stadiul meu de lucru. Când am terminat școala de meserie, în 1944, s-a anunțat așa un program de revenire în raioanele eliberate. Și era un loc la Cernăuț. Și eu am știut ca în filmul acela cu toamna mea s-a combinat. Când aveam auzit Cernăuț, primul am țipat să mă duc la Cernăuț. Și am ajuns la Cernăuț și am un document că am lucrat mecanic în anul 44, primeam 290 de ruble și trebuia să, după lege, să mă lucrez 2 ani. Dar peste 4 luni era posibil de venit la Chișinău și mi-au mers în întâmpinare, mi-au dat drumul. Și am venit la Chișinău. De aici, o altă perioadă s-a terminat și începe de cumva perioada când eu de cumva singur răspândeam. Am încercat să pun, nu să pun mâna, să mă întorc casa. Documente n-aveam, dar prin marță, prin judecată, am fost recunoscut ca moștenitor. Am documente că am o casă, să nu vă speriați, pe strada, acum, Ștefan cel Mare, vis-a-vis de spitalul numărul 1. Și știți ce e acolo? Ambasada Rusiei. Și odată am fost la recepție la ambasadă și zic, voi stați, eu zic, ei, noi nu suntem vinovesc, primăria ne-a dat locul ăsta. Dar după ce eu am sărit, mi s-a judecat, a hotărât și de la BTI am primit documentele că am acolo 1200 de ari de pământ și două clădiri, una dărâmată, dar una întreagă. Dar pe urmă, cum se face, cum a spus asta Berger, să nu te lupți cu statul. Și judecăria supremă a anulat această judecărie și s-a terminat. Mama era, în 44 a plecat în România, împreună cu instituția în care lucra, nu știa că eu,
Dar am lăsat unei colegi de la serviciu mobilă, niște bani acolo și a plăcut. Dacă se poate întâmpla o minune că revine fiul, să ai grijă de el. Și mulțumesc Doamnei că m-a primit și am trăit în casa mea, dar de acum ca chiriaș, un timp până n-am întâlnit în școala numărul 4, acolo trebuie mult de povestit, am învățat cu Cupcea, cu Berejan, cu Sibirski, cu Palade, cu foarte mulți care termina școala numărul 4 din Chișinău, care a dispărut fără urme. Nimeni nu știe. Acum e școala numărul 4, a fost școala moldovenească, acum e școala rusească. Dar e altă școală. Era școala numărul 4 de băieți și școala numărul 1 de fete. Noi, fetele învățau primul schimb, noi învățam schimbul 2. Și primeam taloane pentru masă, acolo unde seatul de operă, într-o stradă, era o cantină, unde puteam mânca și unde se vindea vin cu 30 de copeci paharul. Și de multe ori la masă, când aveam poftă și nu era sete, mai luam un pahar de vin și veneam la lecții destul de în dispoziție bună. Și aici vreau să vă spun altceva. Tot că s-a auzit, că este așa, nu știu, să-mi spun specialiștii, proverbul, zicală, oriceva, că fiecare om trebuie să pună un copac, să construiască o casă și să nască un copil. Pe mine, acum, când eu scriam cartea asta, m-am interesat popular de unde provine și am găsit că provine din Talmud, din codul vechi a poruncilor și a sfaturilor iudaice din de mult. Dar acolo era așa scris, puțin ordinea era alta. Omul întâi trebuia să călărească o casă, să pună via și când acum ai înstrit, pe urmă să se însoare, să se căsărească. La mine s-a întâmplat invers. Eu m-am căsătorit la anul 4 și m-am dus la soție și într-o cameră de 16 metri cu soția și cu soacra. Și interesantă istoria cu soacra. Soacra era, s-a născut la Chișinău. Era fiica unui ofițer din armata țaristă. Dar în timpul de revoluție de 17, nu știu cum, n-a povestit tot, ea a devenit, a terminat conservatorul din Kiev, a devenit artist, regisor și așa mai departe și a ajuns până la Extrem Orient, în Khabarovsk. Și acolo s-a căsătorit cu un ofițer de la care era un adjutant, nu știu, în limba rusă, adjutant, al lui Blücher. Și când l-a arestat pe Blücher, l-a arestat pe dânsul și l-a împușcat. Așa că în familia noastră și eu am rămas la 10 ani fără tată și soția la tot, pe la 6-7 ani a rămas fără tată. Și noi tot vroiam ca să avem o familie mare. Și eu cred că în acest domeniu, nu vreau să vorbesc de știință, nu vreau să vorbesc de altceva, dar vreau să spun că în privința familiei, îmi pare că, măcar că întâi eu m-am căsătorit, prin căsătorie am primit locuința și pe urmă s-au născut, nu, că m-am căsătorit, s-a născut copilul și pe urmă de acum. Dar tot și poruncele ce dintre amur au fost împlinite. Și sunt foarte bucuros că cu ocazia de 90 de ani, toată familia mea
măcar că o parte e situată departe, în Canada, și altă parte în Ucraina, a venit să mă fericite cu să le pot. Și încă o nepoată mi-a făcut un cadou, la 5 iunie s-a născut a șapte să le înțeleg. Мои дорогие, я прошу встать, пусть все возведят. Сколько вас? Я думаю, что это мне аплодисменты. Да, ну я даже несколько слов скажу по-русски, но они все говорят на английском, и украинцы все говорят на английском, и ну, канадцы само собой. Жалко, что вот самые малыши в Канаде русские не очень знают, но со временем, я думаю, родители все-таки, хотя они относятся, может быть, сейчас чересчур к этому вопросу спокойно, но я убедился, что каждый лишний язык – это все-таки какое-то достояние. И благодаря знанию французского языка мне удалось поработать 2 года в Алжире. Интересно было, я там кое-что написал в этой книжке об особенностях, ну, не охоты там или рыбалки, а в особенности работы за границей в советское время. Там свои тонкости в смысле оплаты, в смысле того, как себя государство обирало и как вели себя эти аборигены по отношению и к советским, и к бывшим колонизаторам. Оказалось, что к французам, хотя они были колонизаторы, было больше уважения, чем к нашим. Но сами виноваты. Вот наша дама, жена преподаватель, он подает ей делать нечего, она идет на базар, покупает ковер. А что дальше делать? Машины у нее нет, она ковер на спину и тащит по арабскому городу ковер на спине. А дальше будут арабчата маленькие, и смеются, и кисят, и показывают, так сказать, пальцы. Ну, много таких вот поведений. Да, с посольства сказали, никаких мадам и месье, все товарищи. И вот во время занятий сидит этот студент, 2 пальца в рот свистит, эй, комарат, покажи мне, как тут, что нужно сделать. В общем, может быть, я немножко непоследователен. У меня было много аспирантов из разных стран. И что меня удивило, были аспиранты из Черной Африки, из Конго, из Ганы, из Бурунди. И их подготовка была прекрасной. То есть колонизаторы, так сказать, их эксплуатировали, их недра, но в Центральной Африке организовали такую систему обучения, не знаю, там были реформы, не было реформ, но вот Жан-Мари сейчас в Монреале работает в фирме Эриксон, занимает руководящий пост. Харуна, проректор в Гане. То есть в разных, так сказать, странах свои проблемы и все. Теперь последнее. Я вас утомил уже, да? Последнее. Nu știu ce expirat în cum termen de șef de catedră,
Și am fost bucuros că am scăpat de toate hârtiile, am să fiu un profesor și am liniștit, am să lucrez cu studenții. Și când acolo s-a anunțat postul vacant de academician condamnător al secției de sfinte fizice și matematice. Și m-am invitat la ședință. Nu mi-au spus nimic. Și am stat acolo, Covarski, Drumea, doi moscaleni, nu mai țin cine mai era, parcă atâta. Și Vladimir Sanchez Tolucheviș, fără nimic, zice eu o propunere. Pe domnul Simaschevici să-l legem, n-a fost nicio campanie electorală, nimeni nu știa, fără de lege, s-a nemerit, mi-am schimbat cardinal modul de viață. Nu e secretară, doamna director, director și vicepreședinte știe că lucrul administrativ e funcțional. Dar totuși, mi-a rămas echipa de cercetători la universitate. Am, o parte i-am luat la academie și am făcut-o, am continuat lucrul nostru împreună și la ce am ajuns de acum. E mai greu acum cu TDR-ul, știți problema. Nimeni nu vrea să da, și ce mai vreau să spun. La academie, când am început, mi-am adus aminte că s-a început din nou vorba de unire universității cu academie. Și atunci a fost posibil de organizat un laborator comun, interdepartamental. Am făcut toate hârtiile, toți au semnat, dar când a fost vorba de comasarea finanțelor, de comasarea echipamentului, fiecare nu, asta e al meu, asta e al meu. Și nu s-a schimbat nimic. Și până acum e același lucru. Ce să faci? Și acolo, dar ce mi-a fost? Am reușit să primesc primul, unul din primii, un program european, un proiect european în programul Copernicus și am putut să mai mă mișc prin vest, prin la conferință, afară de câteva zeci de dolari câștigați. Și domnul Culică prezent? Da. Acolo, la Viena, la o închiderea unei conferințe foarte mari, eu am făcut cunoștință încă cu o personalitate încă la, în România, de acolo l-am întâlnit din nou. Era domnul John Bonda, era președintele Asociației Producătorilor Bateriilor Solare din Europa. Și nu știu cum, vorbeam franceză cu dânsul, lui a părut bine că nu, m-am invitat la restaurant, una, două, și l-a spus, eu pot să vin la voi, la Chișinău? Eu zic, cât noi vorbim, că să organizăm aici, că e soare, să organizăm ceva, o producție, dar știți cum? Cine vorbește de acasă, e una, dacă vine cineva din sănătate, din vest, ar fi altceva. Zice, bine, eu vin și eu vă propun că eu pot să organizez o producție de 3 MW. Pe an de baterii solare. Dar am simțit atunci când o să zboare Lufthansa la Chișinău. Până zboară Lufthansa. Ei, mai înainte, cu domnul Culiuc, împreună am zburat la Tashkent, Lufthansa zbura, m-am dus la Tashkent, acolo am mai stat de vorbă și, din păcate, el a decedat. Noi, la universitate, asta, domnule consilier, cred că pot să-i aduc aminte, la universitate, cu mare greutate cu birocrația Ministerului, am creat o specialitate în cadrul Facultății de Fizică, o specialitate de surse renovabile. Și Valea mai există acum? O nu mai există? Aici. Doamna Valentina. Doamna Dica. Nu mai este. Din toate, din toți ăștia,
avut numai un doctorant care nu mai știa susținut, care a terminat consecvent universitatea, pe urmă specializarea alta, pe urmă magistratura, dar nu știu ceruți specialiștii ăștia. Și se vorbește de securitate energetică și așa mai departe, se vorbește de surse renovabile, unul face vânt, altul face, caută soarele, dar împreună nu se unesc și nu există. Este program de implementare a surselor renovabile, dar eu nu văd rezultate. Nu mai am puteri. Și am scris de multe ori guvernului de necesitatea de dezvoltare acestei ramuri a industriei. Ei, acum cumpără la chinești și cu asta se termină. Și acum, ca să terminăm, eu vreau să spun că toate decorațiile astea și așa mai departe, poate e lucru banal, fiindcă toți ar spun. Asta nu e numai rezultatele mele, sunt rezultatele colectivului. Dar de fapt așa e. În fizica experimentală nu se lucrează de unul singur. Matematicienii mai lucrează câte unul, dar fizicienii, spre urmă, lucrează în colectiv. Și colectivele interinstituționale, interdepartamentale și cu așa mai departe. Sunt foarte bucuros că domnul Marin Rusu, acum unul din primii care a primit un post permanent în Berlin, la universitate. E greu ca să primești. Acum e asigurat și din motive de sănătate n-am putut să-i vizitez. Are o casă foarte frumoasă. I-am transmis niște puieți de vie de niște copaci și are o grădină cu plan de moldovenești. Da, o urmă așa, plăcută mi-au lăsat perioada când erau studenții vietnamieși. Erau foarte harnici și mi-au organizat la o conferință când a fost la Hanoi. M-au invitat, ei luni am umblat prin Vietnam, prin țara asta și acum unul din ei a vrut să vină încoace, dar a avut probleme cu viza. Și n-am mai... De multe ori a venit, că erau diferite, domnul Rustac, este aici sau nu? S-a plecat. Erau, ei se foloseau. 40 de ani de la început primul vietnamez, 30 de ani de la primul terminat, au găsit niște evenimente și veneau încoace și cu mare plăcere întâlneam. Și astfel, am avut contacte cu studenții și doctoranții doctori care reprezintă universitatea și pare foarte bine că măcar că Universitatea din Chișinău era universitate, să zice, provincială, dar totuși cine a terminat catedra noastră nu ne-a făcut de rușine. Nici într-o țară. Și de ce mulțumesc studenților, mulțumesc colegilor. Nu, особо, спасибо моему дорогому семейству. Значит, приглашали меня в Киев уехать, приглашали меня в Канаду уехать. Везде есть условия, везде, так сказать, было бы уход и так далее. Но я уже родился вот здесь, в Бендерской и Александровской. Хочу здесь, так сказать, остаться. Но благодаря тому, что есть Skype, есть вот Viber, есть еще, так сказать, другие системы, каждый вечер я их вижу и знаю, что происходит с каждой семьей. Это мне значительно облегчает жизни. Большое спасибо. И будете смеяться, к
когда мне что-то, я с компьютером не такой специалист, когда мне что-то ломается, я по скайпу связываюсь с Канадой, и они мне говорят, что нужно делать, и оттуда исправляют. Так что спасибо за помощь и спасибо за ту радость. И особенно вот у меня 6 правнуков было, ну, такое абсолютное большинство. 5 мальчиков, 1 девочка. А 5 июня родилась еще одна девочка, у меня уже 7, не знаю, 7 счастливое число, или будет еще больше, это уже от них зависит. Я буду всегда рад, ну, не мне, так сказать, ухаживать за ними. Но вот еще раз, да, большое спасибо за то, что вы, так сказать, не забываете. У них бесконечно, так как много, час в неделю у кого-то день рождения, у кого-то там, не знаю что. И я, так сказать, праздную дома вместе с ними. Вы можете мне тут урок? Фатим, можете на витации раскрыть лектуру академики. На фоспе академика лектура. Да? Мои сундбулки, руку интересанты, так ансамбль шпилитата, орган следующего ансамбль боевит. Шив, где сигур, сантиметр тонули, пережили, мутубили, мели пенту, апрецели, пекали, я медатный месаду. Mulțumim, domnul academician. Întrebări în scris. Da. Vă mulțumim. A fost foarte interesant și desigur că fascinante amintiri din viața dumneavoastră personală, care sunt de fapt nu doar viața personală, sunt o istorie a țării noastre și este foarte și foarte academică. Ne mai vorbim de partea de discurs legată de dezvoltarea catedrei, de dezvoltarea cercetărilor în cadrul Institutului de Fizică Aplicată. Acum, deci, de câteva ori aici a fost pronunțată sintagma de vârstă onorabilă, eu vă rog să respectăm această vârstă onorabilă. Ne bucurăm că domnul academician se simte atât de bine, că este împreună cu noi, că ne-a ținut un discurs atât de frumos, dar în următoarele intervenții vă rog din start să fiți foarte și foarte succinți. Acum, iată, domnul academician Găină propune 2-3 minute. Îl invit la microfon pe domnul profesor Florentin Palade cu un mesaj din partea Universității de Stat. Da. Пожалуйста. Шац.
ținând cont că deja avem un minut expirat, imediat un minut, domnul Cădincean. Da, mulțumim. Mult stimate domnule academician Alexei Simașchevici, onorat prezidium, dragi colegi, suntem astăzi echipa de la OSM atât în sală cât și aici în fața dumneavoastră și urmând acele titluri foarte frumoase la cele poze extraordinare care au fost prezentate pe ecran, eu aș zice că suntem în sală și în fața dumneavoastră fracțiunea Universității Statului de Moldova. Știți cuvântul fracțiune. Și mine sau nano fracțiunea OSM care am pregătit un foarte succint cuvânt de salut, vreau să vă spun că cum s-a adresat domnul Simașchevici, unde este Valentina? Deci doamna Valentina Nicorici, decanul Facultății de Fizică și Inginerie, domnul Sergiu Vătavu, șeful Departamentului Fizică Aplicată, formulând în prezentarea domnului Alexei Simașchevici, catedra noastră, șeful catedrei noastre, discipula domnului academician, doamna doctor conferențiar Tamara Potlog și rog foarte succint directorul școlii doctorale și președintele Asociației Absolvenților Facultății de Fizică, domnul Viorel Ducea. Evident, toată echipa vrea să spună câteva cuvinte, dar vă rog, ne limităm doar la cele 2-3 minute care noi le avem acum la dispoziție. Vreau să încep cu faptul că în primul rând, onorate domnule academician, avem adresarea domnului rector USM, Gheorghe Ciocanu. Sunt foarte multe cuvinte pe care dumneavoastră pe deplin le meritați, dar vreau să închei cu următoarea formulare. Stimate domnule academician Alexei Simașchevici, cu ocazia evenimentului de mare rezonanță și al acestei înălțări în timp, noi vă dorim multă sănătate, splendoare și plenitudine, pace și mult noroc alături de cei dragi. La mulți, mulți ani, cu înaltă considerație, Rectoratul Universității de Moldova, rectorul Gheorghe Ciocanu. Și din partea Universității de Moldova, de asemenea, vreau să rog pe distinsa doamnă Svetlana Cojocaru, vicepreședinte, să vă mai prindă la piept mult meritata medalie a Universității de Moldova. Vă felicităm și ne bucurăm că suntem în continuare împreună și dumneavoastră, așa de cald spuneți, catedra noastră. Mulțumim foarte mult! Stimate Alexei Vasilici Simașchevici, stimate audiență, stimați colegi и глубоко уважаемая семья, большая семья Симашкевич. Я хочу сказать, что в нашей жизни коллег Алексей Васильевич сыграл огромнейшую роль. Никто не скажет, что это, что каждый практически это знает и чувствует, потому что именно он вывел нас в свет и в люди, скажем так. И еще то, о чем сегодня не говорили. Во-первых, Алексей Васильевич подхватил, ну так скажем, пафосно знамя Михаила Васильевича Кота. Именно физика полупроводников кафедра стала называться так при Алексее Васильевиче, но инициировал кафедру Михаил Васильевич, профессор Михаил Васильевич Кот. Это раз. И второе, у Алексея Васильевича был оппонентом Жорес Алферов, и не только у Алексея Васильевича, и, между прочим, то, что он получил, Жорес Алферов, уважаемый профессор и академик, получил Нобелевскую премию, она посвящена гетероперехода. И там, я думаю, немалая доля нашего университета и нашей кафедры. Алексей Васильевич, адрес вы прочитаете дома, на досуге. Мы вам желаем здоровья, здоровья и здоровья. Стимати колеги, астази омадием интелигенция антрутипате интрун ом ерудит. Стимати домнули академичан, permiteți să transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia pe care o marcați. Vreau să vă mulțumim mult pentru munca imensă și răbdarea pe care ați avut-o pe timpul anilor pentru perfecționarea și formarea acestei 600 de
specialiști în domeniul fizicii semiconductorilor. Și nu numai în Republica Moldova, dar și de studenții care vorbează noastră din Vietnam, Laos, Cambodgia, pe care am avut în grupă. Dumneavoastră sunteți fondatorul fizicii semiconductorilor la Catedra de Fizică a Universității de Stat din Republica Moldova. Pe parcursul anilor am observat că vă deosebiți tranșant printr-o intensă inteligență, atât morală cât și profesională, prin care ați putut să convingeți subalternii să vă stimeze și să vă ajute să amplificați rezultatele obținute. Alături de tinerii cercetători, între care și eu, ați proiectat diferite instalații de cercetare cu care ați pus în evidență diferite proprietăți a materialelor semiconductoare, ați realizat diferite dispozitive, ați fost primul în Republica Moldova care ați evidențiat efectul fotovoltaic în păpușii binari și alte efecte care sunt recunoscute astăzi în lume. Cărțile dumneavoastră, Epitaxiane, Prionchi, Saidnini, Adbabășești și Heteroperihod în Asnovi, Saidnini, Adbabășești, au fost și sunt un reper pentru studenții licențiați, masteranții, doctoranții și specialiștii în domeniu. La mulți ani, domnule profesor, și la mai mult, vă urez din tot sufletul multă sănătate și un trai mai bun alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Stimate domnule academician, stimați colegi, sincer să vă spun, sunt nespus de bucuros să mă aflu acum în această sală și să vă aduc sincere felicitări cu această vârstă frumoasă la care ați ajuns. Știți, mă bucur că sunt printre acei studenți, printre ultimii studenți, de fapt, care la universitate ne-am bucurat de cursurile ținute de dumneavoastră. N-am crezut niciodată că, mă rog, în timpul vostru ajunge la conducere departamentului pe care l-ați condus și dumneavoastră pe parcursul la un sfert de secol, da. Mă rog, la o vârstă așa de frumoasă aveți o posibilitate extraordinară, cei ce nu au mulți, să vă vedeți roadele muncii de o viață, să vă vedeți elevii dumneavoastră, studenții evoluând în timp și ajungând la mari înălțimi în domeniul științei și cercetării în domeniul fizicii semiconductorilor, a cărui bază ați pus-o. Reșind în aceasta, aș vrea să vă urez mulți ani înainte, multă energie și să vă aducă bucurii acei studenți, acei colaboratori, acei discipoli. Noi cu toții vă ținem minte și ne bucurăm de faptul că ne-ați fost un mentor și un învățător. La mulți ani! Onorat academician și profesor universitar, Asociația Absolvenților Facultății de Fizică vă felicită cu ocazia acestui frumos jubileu și vă dorește multă sănătate, noi succese și realizări pe tărâmul științific, noi bucurii de la cei dragi, de la familie, de la copii, de la nepoți și strănepoți și de la numeroși discipoli pe care dumneavoastră îi aveți. Ne bucurăm și ne bucurați pe noi toți cu succesele dumneavoastră pe tărâmul științific și cu această ocazie vă dorim la mulți ani fericiți. La mulți ani, domnule! Le mulțumim colegilor de la Universitatea de Stat și vreau să-i ofer cuvântul domnului academician Leonid Culiuc, din partea Institutului de Fizică.
меня конфликт интересов, потому что Алексей Васильевич был у меня оппонентом. Я никак не смогу, если хотите, любимым оппонентом в 89 году, никак не смогу быть объективным. И я хотел бы обозначить вот какие-то мысли, которые формируются, прослушав, ну, очень коротко, конечно, жизненный путь, изложенный вот Алексеем Васильевичем. Человек из очень устроенной семьи, с хорошим доходом, в возрасте 12 лет оказался в совершенно непростых условиях, начиная от беспризорника, там, ПТУ или ФЗО, как называлось тогда, проявив в течение вот этих тяжелейших лет твердость, ну, если хотите, всего, так сказать, и характера, и силы духа, и физической, выжив, так сказать, в таких условиях, когда после такого экзамена не так много людей были в состоянии, имели душевные силы, чтобы впоследствии, опять же, выйти на уровень высокой интеллектуальной деятельности и стремиться к, ну, к тому, к чему пришел Алексей Васильевич. Пункт второй, про языки, и в том числе про французский язык. В 2011 году у нас была защита, где был совместный ученый совет, было несколько человек из Франции у нас в институте, и несколько из, трое из Франции, и четверо или пятеро из, от нас. Председателем совета был Алексей Васильевич. Он вел все это заседание на французском. Вот, и, в общем, это дорого стоило. Защищался выпускник госуниверситета, вот Сергио Ангел, который давно в Германии, как и многие другие лучшие выпускники университета, которые везде, но только не здесь. Что печально. Пункт третий. В то время, когда Алексей Васильевич был академиком-секретарем, неожиданно для него самого, неожиданно для меня, я оказался директором Института прикладной физики. И в течение долгих лет мы взаимодействовали. Надо сказать, что Алексей Васильевич был и директором института, что я там временно отошел от этих дел. Так вот, несмотря на наши очень теплые отношения, очень теплые, дружеские, можно сказать, не было члена ученого совета более неудобного, чем Алексей Васильевич, потому что все решения, которые, в общем, ну, что греха таить, администрация должна выкручиваться в разных условиях и иногда принимать такие решения, которые не очень демократичны, а иногда и не очень открыты, и чтобы это понять, в общем, нужно хорошо подумать. Так вот, один из немногих людей, который хорошо думал, но при этом не оставался наедине со своими мыслями, а выходил и говорил: а почему вот вы делаете так, а не это? Вот. И в те моменты я думал, ну вот за что я его люблю, так сказать. Я не понимал этого, и не только я в администрации. Вот. Но тем не менее, этого дорогого стоит, потому что присутствие таких людей в непосредственной близости обеспечивает, ну, то, чтобы все было правильно. А познакомились мы близко с Алексеем Васильевичем. Волей случая Сергей Иванович Радоуцан в 83-м году не мог поехать, в Херсон на выездное заседание проблемного совета по гетероперехода, во главе которого был вот как раз Жорец Иванович Алферов. И в конечном итоге должен был потом поехать Эмиль Руссо. Эмиль Васильевич Руссо, он где-то здесь тоже продинамил. А приглашение осталось за мной. И я оказался в машине с Алексеем Васильевичем. Там был еще главный инженер Мизона. Машина была «Волга» черная. По тем временам это все равно, что сейчас «Мерседес 600». И номера на частных машинах, если вы помните, отличались от
от номеров государственных. То есть можно было легко распознать, человек на своей машине едет или это государственный номер. Так вот, где-то за Одессой, между Одессой и Херсоном, нас остановила милиция. Но зачем милиция останавливает ГАИ, вы все знаете. Даже если едешь там слишком быстро, и, в общем, подход понятен. Алексей Васильевич, помимо своих водительских документов, показал, там у него в пачке было визитную карточку, где было написано, что он профессор. Он не был членом академии и завкафедры. И вот то, что последует, это показывало, что значило быть тогда профессором, поскольку милиционер посмотрел, ничего не сказал, взял под... и отпустил. Вот. Это было отношение к науке, к профессорам, к ученым. В той стране, где все было, может быть, не все было правильно, но какие-то акценты были совершенно, совершенно другими, чем они являются сейчас. Ну и последнее. Знаете, сейчас много, много показателей. Там Хирш, индекс, цитирование. Там много чего такого есть, которое исчисляется либо десятками, либо сотнями и тысячами. Но если говорить о научном результате, экспериментальная физика, она действительно родилась в университете. То, что у нас есть школа физики полупроводникового материаловедения и экспериментальной физики, это, конечно, результат развития именно той самой кафедры, заложенной Михаилом Васильевичем Кот и очень эффективным последователем, который был Алексей Васильевич Семашкевич. А на этой кафедре сформировались и Сергей Иванович Радуцан, и Андрей Михайлович, так сказать, и Дмитрий Васильевич Гицу. В общем, все те люди, впоследствии которые руководили лабораториями, а в этих лабораториях развивались мы, вот все те, которые в академии, или профессора, или доктора хабилитат, но все это очень квалифицированные люди. И политехнический институт в том числе. Вот. И мне кажется, что это главное достижение, если говорить о науке, и одним из представителей настоящих, который является Алексей Васильевич, академик, профессор, ну и настоящий гражданин Семашкевич. Будьте здоровы, Алексей Васильевич. Можно мне сказать несколько слов, чтобы, может быть, поменять направление выступлений? Потому что чересчур уже хвалите. Я пользуюсь тем, что ушел советник президента, то есть официальное лицо, которое может это слушать, и потом я буду иметь крупные неприятности. Дело в том, что когда я учился в ремесленном училище связи в Ташкенте, естественно, там все были... фактически беспризорники. Мало было людей, у которых там в Ташкенте был папа и мама. Кого они могли куда пристроить, вот шли мы в это училище связи. Ну, во-первых, там был замечательный педагог. Фамилия очень распространена среди физиков. Его фамилия его была Пекарь. Но это не тот Пекарь, которого многие знают. И не Пека, а, в общем, был преподаватель радиотехники. И он сборищу с улиц, у которых разное было образование, сумел так объяснять то, что происходит в электронных лампах, или то, что, когда еще транзисторов не было, то, что происходит, что все в это время, все в это влюбились. Так что большое спасибо. Имя, отчество не помню, но у меня удостоверение есть, что я кончил вот это училище. И я в Собесе недавно ходил менять, меня, слава Богу, увеличили пенсию. Вот, и
когда документы показал, ну, это все хорошо, у вас был возраст стаж большой. А то, хотите, чтобы было 80 лет стажа, то есть, что это вам даст? Но не в этом дело. Я хочу, чтобы вы последующие знали, что я не такой хороший, как обо мне говорят. Я не знаю, существует ли договор об экстрадиции между Молдовой и Узбекистаном. Но с другой стороны, наверное, срок давности существует. И я теперь могу спокойно рассказать о некоторых вещах, которые делал я и свои коллеги, для того, чтобы поддержать какой-то уровень жизни. Была практика в этом училище связи. Мы имели в распоряжении когти. Вы знаете, что такое? Вот, которые одеваются на плечи и ходят по улице, а потом идут на стол. Для столба. Так вот, один из нас шел на окраину Ташкента, лез на стол тихонечко, перемычку снимал, вся улица не имела света. Выбегали все бабушки, тети, кто-то, вай-вай-вай-вай-вай, там по-русски, по-узбекски, нет света, что нам делать, что? А сзади шла другая команда с костями легче. Вы электрики, вы можете нам сделать свет? Можем. Соберите там по 5 рублей с каждого двора, мы постараемся вам починить. Лезли на стол, включали перемычку и... Ну, я не знаю, как поставить какая статья Уголовного кодекса, но... Дальше. Никто из этих живущих поколений не платил, имели все радиоточки в виде вот таких дисков черных, если в кино, помните. Но надо было платить. Никто не платил. Мы в дирекции взяли квитанции, книжку с квитанциями, обошли все дворы и говорили, вот тетя там Фатима или другая, вам нужно идти заплатить. Ой, далеко мы не хотим, вы не можете это сделать. Можем. Выписывали квитанции, брали деньги и... А другие еще говорили, ой, у меня поломался репродуктор. Можем починить? Можем. Брали репродуктор, чинили, шли на базар, позвали на это дело. Кончался. Так что я видел много своих узбекских граждан. Ну, я думаю, что они от этого... Вот. Смотришь детективы, не было заявления, нет уголовного дела. Да? După cum am menționat, în Pihol avem o expoziție cu lucrările, domnul academician Simașchievici, inclusiv brevetele de invenție. Acum am constatat că se mai poate pretinde la câteva brevete de invenție din istoriile care dumnealui le-a povestit. Îl invit la microfon pe domnul academician Boris Găină, vicepreședinte al Academiei de Științe. Dragul nostru academician Simașchievici, dragoi naș academic Alexei Vasilici, Sergei Ivanovici Radauțan, Mircea Kirilovici, здесь присутствующие и вы, являетесь на нашу, мой на наш, в Академии наук. В 65-м году вы по-отцовски посоветовали, помогли и избрали меня в Академию наук, чтобы я прожил такую сложную, трудную и горячую пору в моей жизни. Остался бы я директором Института виноградарства и виноделия бы. Алексей Васильевич, вы являетесь олицетворением лучших черт нашего народа. Кумсикадение, доброжелательность, умение, человечность, высокое, глубокое уважение любой личности, любого человека.
Вот эти черты характера каждый раз нас мобилизует работать, дружить, творить так, как это сделал и делает наш глубоко уважаемый Алексей Васильевич. И хочу сказать то, что президент республики школу, он создал школу большую, авторитетную, известную. Часто школа ее констелляции, я уйтацевичи, персоналитет, Урсу академичан, Паладе академичан, Шивзи Машкевич, Сибирский. Ее констелляция интряга де персоналитет, нотория неамула ностру. А уйтацевичи, школь фрумасы сау креат, Симашкевич, Москаленко, Болога, Фурдуй, Гидерим, Палади, Бостан, Тигиняну, Шашамай департе. Но я вем кучени мандри. Академия де штиинце требуй се шриадуке тот ча авут ин типу ча мая апропиат ка имагиня ей, ка авторитате ей, Алексей Васильевич, се креаска ин континуаре. Eu m-am gătit de jubileul dumneavoastră și m-am sfătuit și cu domnul academician Tighineanu și am făcut o șarjă. M-a dat spus domnul academician că câte un păhăruț de vin pe vremurile cele grele prinde abilie. Iată și eu cu discipolul meu am creat o nouă marcă, o nouă figură și am venit să-l felicit pe academicianul Simașchevici cu această elaborare a doctoranților mei, vinul acesta se va numi Semașchevici. La mulți ani! Vă mulțumesc frumos! Spasiba. Academicieni, că ne-ați relaxat și ați înviorat sala un pic, îl invit pe domnul director Mihai Macovei. Mult stimați domnule academician, stimați colegi, colegii de la Institutul de Fizică Aplicată, vă dorește un mare, mare, la mulți ani, toți frumoși. Deci vârsta de 90 de ani este o vârstă sau o viață trăită de noastră, trecând prin toate etapele vieții, după cum ați menționat, și noi totuși credem că 90 de ani poate fi și un început. Deci vă dorim o zi, o viață lungă, sănătoasă, să aveți parte de momente doar frumoase că ați meritat în viața aceasta și o familie care să vă bucure în continuare. Deci, colegii mei, vă rog dacă... Stimați colegi, să vorbesc îndelungat, incomod.
să vorbesc scurt, imposibil. Eu astăzi trec în revistă 68 de ani împreună cu dragul nostru omagiat. Dragă profesor, profesorul meu, dragă coleg, savant de talie, nu numai european. Eu înțeleg că drumețul îi merge bine cu drumul, dumneavoastră vă merge bine cu semiconductorii. Noi, colegii, exprimăm responsabilului om, excepționalului patriot, cetățean, pace și mulți rodnici ani. Eu aș vrea să vă spun pe scurt, la mulți ani. Deci îl invit pe domnul membru corespondent Iungeru. Stimați colegi, și astăzi, de 4 de ani în urmă, student fiind, am avut posibilitatea de a obține unele cunoștințe în radioelectronică sub îndrumarea academicianului Alexei Simașchievici, pe atunci asistent la Catedra de Electrofizică la Universității de Stat din Moldova. Nici n-am bănuit că aceste cunoștințe vor fi de mare folos pentru mine peste 3 ani după absolvirea universității. Fiind deja doctorant la Institutul de Semiconductori din Kiev, în acea perioadă, în departamentul de radiospectroscopie a acestui nou institut, unde era locul meu de lucru, se proiecta și se instala prima în Uniunea Sovietică, primul radiospectrometru de rezonanță dublă electronucleară. Cunoștințele sau nivelul de cunoștință în radioelectronica meu era insuficient pentru a fi inclus în grupa de ingineri radioelectronici care proiectau acest spectrometru. Însă, acest nivel era suficient pentru a participa la lucrări de radiomontaj a unor blocuri a viitorului radiospectrometru. Deci, cu aceasta m-am și ocupat primul an de aspirantură. Peste 10 ani după susținerea tezei de doctorat, am revenit la Universitatea de Stat pe bază de concurs, la început conferențiar, iar apoi profesor universitar. Și timp de 28 de ani am activat la Facultatea de Fizică, unde domnul academician Alexei Simașchievici
fondase laboratorul de fizică semiconductorilor, care l-a condus necontinent timp de 27 de ani. Deci, am avut ocazia să activăm la aceeași facultate în cadrul ședințelor Consiliului Facultății și a Consiliului Universității pentru studenția tezelor de doctorat. Mai târziu, am fost un timp membru comisiei de experți pentru analizarea tezelor de doctorat susținute. Conducătorul acestei comisii era academicianul Șimașchevici. Vreau să spun în legătură cu această comisie că conducătorul secției, ca conducător, avea, ca președinte, deci avea un stil de conducere foarte clar, deci echilibrat, democratic, fără elemente de totalitare, fără nervozitate, cu ascultarea părerilor membrilor comisiei și luarea deciziilor în comun. Și atunci eu m-am gândit ce noroc au avut sau acei membri catedrei de fizică semiconductorilor de un așa șef de catedre. Și acum, în legătură cu ședința de astăzi festivă, dați-mi voie să adresez câteva cuvinte omagiatului. La mulți ani, domnului academician Alexei Șimașchevici, la aniversarea a 90 de ani de la naștere. Materiale din semiconductori văzusem noi de multe ori, dar nimeni n-avea noțiuni despre heterojuncțiuni. Mai târziu, nu știu când, mi-a venit și mie în gând, când tehnica de semiconductoare, heterojuncțiunile au o mare valoare. Alex asta a înțeles când profesia și-a ales și muncind din an în an a devenit academician. Iar la acest mare succes nu putea avea acces fără muncă încordată și echipă devotată. Celulele solare cu semiconductoare, mândria academicianului cea mare, va asigura fără îndoială progresul în economia națională. La mulți ani cu sănătate și frumoase rezultate spre a noastră bucurie și a nepoților mândrie. 27 iunie 2012, Ion Geu. Nu știu dacă mai este în viață un actor renumit sovietic, Gaft. Și Gaft era specialist în epigrame. Și una o țin minte, alte am uitat. Как нельзя остановить бегущего бизона, нельзя остановить поющего кобзона. Președintelui, dar următorilor, adică să fiți mai concret. Vă mulțumim, invit pe colegii de la Institutul de Matematică și Informatică, membru corespondent Gaindric, doamna doctor Inga Țițchiev. Dragă Alexei Vasilici, мы хотим сказать, что не только физики и онологи любят вас и уважают. Математики знали, знают и любят и уважают вас. Не будем спаивать вас. Вот напомним, что когда-то Владимир Александрович был тот, кто вас предложил академиком-секретарем. Желаем вам счастья, здоровья, радуйтесь.
такой большой и красивый семья. Mulțumesc, stimați colegi matematicieni, informaticieni și o felicitare din partea Institutului de Inginerie Electronică. Vă rog, doamna vicedirector, domnul profesor Rusu, domnul doctor habilitat Albina Nicolaeva și profesor Vecislav Lăsăr. Stimați domnule academician, felicitim și eu din ca discipul al catedrei noastre, așa cum ați numit-o dumneavoastră, îmi permiteți, din partea colectivului de inginerie electronică și nanotehnologii, foarte succint să vă citim urarea noastră cu această aniversare onorabilă. Din partea colectivului Institutului de Inginerie Electronică Dumitru Ghițu, vă felicităm cu aniversarea 90 de ani. O astfel de aniversare este un eveniment foarte important și semnificativ, pentru că nu toată lumea este destinată să întâlnească o asemenea vârstă onorabilă. Ne dorim ca sănătatea să nu se epuizeze, vitalitatea și optimismul să nu dispară niciodată, iar oamenii apropiați să vă bucure cu grijă și atenția lor. Să aveți în fiecare zi bucurie și doar emoții pozitive, pentru că aceasta este cheia longevității. La mulți ani! Хотела бы сказать большое спасибо вам и вашей семье, потому что они не помнят. А мы-то пересекались с вами на Менделеевской улице, жили были соседями. Хорошо помню Андрея и сестру, потому что мы какие-то два года, где-то 58-й, в эти годы были на одной улице. Поэтому желаю вам. И как правильно сказал Кулюк, если бы не было такой кафедры с Михаилом Васильевичем с вами и остальными, я не знаю, были бы физики в Академии наук, вот те, которые поддержали и создали ее тогда, когда она создавалась. Повесили уже список жильцов, и там была моя фамилия. Я уговорил Козулина, который жил в Торжинском доме, поменяться, отдал ему, как ленинградцу, который не привык владеть землей, отдал ему квартиру и взял этот финский домик, и очень доволен, и дети могут тоже сказать, что это было бы очень веселое время. Știu că mai sunt încă mulți doritori să-i spune urări de sănătate, stimatului nostru maghiar.
dar chiar am depășit programul stabilit. Încă vor mai fi ocazii să felicitați, să-i spuneți cuvinte frumoase, să-i doriți mulți ani. Noi, mă refer la promoția mea din universitate, am împlinit 45 de ani de la absolvire, ne-am întâlnit cu colegii și cei care au cetățenie română, da, de vârsta mea, au povestit că în buletinele de identitate românești, deci termenul de valabilitate 2062-2067, în schimb, în buletinele noastre de identitate, nu există niciun termen. Și dorim domnului academician să trăiască și să se simtă bine și atât de mulți, mulți ani, cât scrie în buletinul de identitate. Eu simțeam că se apropie această dată și nu voiam să fac nimic. Ca să treacă de neobservate. Dar pe urmă m-am gândit că totuși am mulți colegi, am mulți elevi, mulți prieteni și așa mai departe. Și de ce să le fac probleme? Să umple prin oraș, să mă caute unde să mă fericite și așa mai departe. Mai bine de cum a să fie, să știe că să vină încoace și-a făcut datorie și bucuros să duc acasă. Așa că vă mulțumesc foarte mult și nu mai spun de alte posibilități de a ne întâlni. Asta, eu n-am ore de recepție, adică poate mai mult stau acasă, datorită reformei la care a participat și domnul Culiuc, s-a introdus noțiunea de consultant și eu îmi pare că am fost unul din primii. Mulți temeau că consultantul e drumul spre darea vară. Eu nu m-am temut, m-am dus consultant și cumva pot să lucrez acasă cât îmi permite să lucrez. Domnul academician, încă o dată mulți ani, vă invităm la o pauză de cafea, dar nu înainte de a face un anunț, duminică, urmăriți, vă rog, în prima jumătate a zilei, emisiunea Știință și Inovare, postul de televiziune Moldova 1, deci dedicată academicianului Alexei Simașchevici. La mulți ani din partea noastră tuturor!